E atât de cald aici, gen, Doamne ferească Dumnezeu. Bună seara, oameni buni, bine ați venit la un nou clip. În episodul de astăzi am un invitat special și nu este cumpărat versus gătit și nu este one by challenge. Nu, prieteni, astăzi inversăm rolurile aici pe canalul acesta și o să mi se gătească mie, adică eu doar o să stau așa și o să mănânc la final. Viață, nu? Nu știu dacă e neapărat viață, pentru că ceea ce urmează să mi se gătească data trecută când am mâncat, am zis... Da, este vorba despre faimoasa salată de pe TikTok a Andrei Suciu, care conține varză de Bruxelles și broccoli. Ei bine, am spus Andrei Suciu că i-am gustat salata, iar Andreea Suciu a spus: "Da, și cum a fost?" Și am spus: Și a spus: "Vai, dar n-ai făcut-o bine, nu, trebuie să ți-o fac eu." Și cine sunt eu să răpesc șansa unui om? Nu o să gătesc eu vlogul ăsta, o să gătească... Hey. Andreea Suciu, oameni buni. Deci facem salata, da? Deci faci salata, eu o să fiu doar ajutor de bucătar. Hopefully impressed la final. Ok, doamne, deci, nu, că ai zis că ți-a plăcut. Tu mi-ai zis că nu am făcut-o bine și mă gândesc că acum dacă o să-mi faci tu, care ești mama ei, măsa mare. Măsa, trebuie să-mi placă, știi? Ok, bun, hai. Deci eu sunt ajutor de bucătar, e că e sclav. Tu doar zi, eu execut. Ce ai nevoie? Dumnezeu. Nu, hai să ne uităm la TikTok prima dată, vrei? Ok, da, hai. Înainte să facem asta, o să vă las cu Alex pentru că vrea să vă zică ceva. Încheiem transmisiunea pentru știri de maximă importanță. Astăzi vă învăț cum să salvați bani, nu numai cum să-i cheltuiți. Și este foarte ușor. Intrați frumos pe Google, scrieți tiply.ro. Creați un cont 100% gratuit. Eu o să intru în cont pentru că deja am creat un cont. Și după cum puteți vedea aici, deja am niște recompense pentru că am făcut niște cumpărături cu Tiply. După ce vă faceți cont, este foarte simplu. Aici aveți toate magazinele partenere din care puteți să vă alegeți. Pur și simplu intrați de pe Tiply pe unul dintre magazinele pe care le aveți aici. O să vă redirecționeze către site-ul pe care vreți voi să faceți cumpărăturile. Alegeți ce vreți să cumpărați, puneți în coș, plasați comanda. Pur și simplu vă cumpărați așa cum ați face în mod normal ce vreți de pe site-ul respectiv, iar Tiply o să vă dea în scurt timp înapoi o parte din banii pe care i-ați cheltuit. Atât de simplu. Banii o să vă apară aici sus în contul vostru la recompensele mele și apoi faceți ce vreți cu ei. Și gata, pur și simplu aveți reduceri la toate site-urile pe care le vreți. A, un lucru foarte important de menționat, cu linkul din descriere intri și îți faci cont pe Tiply și primești încă 30 de lei bonus pe lângă ce primești pe cumpărăturile tale. Aici aveți orice fel de site-uri, deci intrați, aruncați o privire pentru că sigur este ceva ce vă interesează și pe voi și puteți să salvați bani. Atât. Cu plăcere. Hai să facem salata cu varză de Bruxelles. Doamne, are 128.000 și ăsta gen e al treilea clip cu salata. Wow. Sau al patrulea. 13.000! 13.000 de oameni ți-au încercat salata. Bun este să-l tai pe jumătate. Să înțelegeți mai bine, mă refer la asta. Înainte să le condimentezi, le spărți. Să știi că brocoliul meu este gen pe ea de alții, ca să te cutezi pe tine. Ai congelat. Perfect. Congelat? E ok, n-am găsit niciodată congelat, dar cred că e aceeași chestie. Da, nu? Da. N-am zis să fie mare chestie. Cel mai bun secret, așa, ce e un cartof, ok? Și acum, da, ce aia brânză? Nu, ce ceva cartof. Cartof francezești. Dacă nu vă place muștarul, nu, încercați chestia asta, să o pragă muștarul după treaba asta. O să avem nevoie de o lingură sănătoasă, de muștar. Oh, ce-mi place la Andreea asta. Da, trebuie să dăm și să curățăm și o rodie. Te iubesc, iubita. E foarte important rodia. Deci așa arată legumele. Ce ai mâncat trecut? 5 luni. Da. Și așa arată, vă rog, aveți încredere și încercați. Și ăștia sunt cartofii care sunt. Ce mai bun. Vreau, așa vreau să fiu la final. Ok, hai. Ok, bun, deci I'm excited, vreau să fiu în al nouălea cer cu culinar, gura. Cu, da. A să mai greșit mama. Vrei să dau drumul la cuptor de acum ca să se facă hot and ready? Da, pe 180. 180 grade. Dacă tu crezi că am grade, aici alege 1, 2, 3, 4 sau 5. 4, 5. Dă-i 5 să se încălească și după îi dăm noi 4. Ok. Perfect. Legumele oare le-ai spălate sau le spălăm noi? Tu nu ați mai că sunt într-o pungă? Deci pentru această pungă, eu am călătorit 25 de grăne. Nu știu că așa ceva. Bun, ne trebuie hârtie de copt. Hârtie de copt, sigur. Una? Ei, dai să înceapă nebunia. Da. Vrei să culezi tu rodia? Am o mare neplăcere în asta, dar pentru tine o să o fac. Un puțin trei? Nu, pentru tine scoceți puternică. Da, logic. Wow, nu știu ce o să iasă cu astea. Sunt foarte curioasă de ele, no? Mirosesc meuro. E ok.
congelată, nu mă judeca. O să punem doar atât, nu o să punem tot, pentru că cine știe. Iubitu. Vrei să le punem în tila de congelat în microunde? Eu n-am auzit de așa ceva, habar n-am. Uai, ce-aș face o ghițată din astea. I-aș pune și un pic de miere și un pic de lapte de orez și aș face o înghețată din ele. Super, în episodul următor. Deci sună terifică. Jur, când eram mică, mă uitam la Gemini Cramp și gen de acolo mi-a pornit ideea asta. Gen ce nu le plăceau copilor din desene când, nu știu, eram eu mică. Și broccoli. Era varza de bruxelles și broccoli și am zis, hai să fac o salată cu asta, ce zici? Și să pun și muștar. Nu-mi place muștarul, dar acum îmi place doar salata asta. Ok. Deci tu ai combinat practic trei chestii care nu prea-ți plac și da, și am ceva făcut salata care îmi place. Specială. Da. Impresionant. Să-mi lauzi un pic asta că este foarte... Nu. Da. Ce? Solnița. Da, e super nice. Ea este... Solnița. O cheamă Florin Dumitrescu. Serios? Eu, ce tare. Și cred că o să avem nevoie de puțin ulei de mulțime dacă ai. Eu mai puneam ceva chestii spicy, dar... Am orice vrei tu, dar spune că am orice. Dar nu știu, să punem ceva spicy, da, oare? Da, mi place mult spicy. Ok, putem să punem. Ce ai? Ai ceva chili spicy? Am. O să iasă ceva interesant. Cât trebuie să stai asta la cuptor, știi? Bă, până se fac ele așa un pic mai crunchy. Bine, stai, ținem cu gust congelate, probabil o să arate fierte la început. Le dăm noi de cap cumva. M-am spălat pe mâine, ok? Da, da. Hai că par destul de uleiate. Așa ai? Da. Mamă, mănâncă coaja de la banană. Wow. Gen și-o gătește și-o face așa ca un fel de bacon vegan. E o ciudată. E vegană? Nu, dar și mai de-aia filme așa odată pe săptămână. N-am apă caldă, că sectorul 2 București, capitalul României. Perfect. Efectiv, n-am apă caldă 5 zile din 7. Deci mă mut într-un bloc așa de prăjitoare. Din gândește, știi că într-un bloc normal lumea are biciclete. Nu, la mine la bloc, efectiv, lumea are mături de alea prize. Deci sutra asta am prăjitoare în bloc. Cum ar fi să ieși într-o zi la cafea și să vezi o vecină cum se urcă pe mături și flies away? Sincer, nu. Bun, îl băgăm la cuptor. O să am nevoie de o de-aia, de un bol și un lopitou. Hai că ai zis. Un lopitou. Un ce? Un lopitou sau un crupător. Ah, ok. Un fund de lemn, nu? Păi de astea sunt 4 lopitouri. Perfect. Bă, ce lemn de asta? Vrei să fac chitrău? Nu, îmi place să mă chinui, îmi place. Îmi pică să nu stai mâinile atât. Doamne, o să fie mai interesant. Continuăm videoclipul la spital. Cu părerea oamenilor de pe ambulanță. Eu aici întinsă pe jos cu perfuzii. Aia făcându-ți perfuzii, eu lângându-le salata ta să guste. O să am nevoie de un bol. Sigur, bol. Ce culoare? Nu contează. Deci de-abia aștept să mă mut pentru că am 15.000 de salate salvate la mine în notițe. Pe care o să le fac și o să le încerc și de-abia aștept pentru că vara e sezonul meu preferat. O să încerc toate combinațiile cu fructe, pentru că inițial prima salată pe care am făcut-o a fost cu piersică. Așa. Și cu somon și cu cu ăsta cum se numește, cu spanac. Și așa am făcut 30.000 de urmăritori pe Instagram, gen... Cu o salată? Da, cu două. Da, gen, a fost wow. Asta cred că un pic nefăcută, iubita. E așa albicioasă, săraca, zici că e fructul dragonului. Pe cât e de bună rodia? Pe atât e frustrant să stai să scoți. Nu, pe mine mă relaxează maxim să curăț rodie. Nu, și asta e nefăcută. Uai, trebuie să te învăț să cumperi rodie. Da, mai făcusem o salată foarte faină, a treia salată care trebuia să fie la mine pe TikTok. Dar gen, după ce am făcut-o, am făcut toxic infecție alimentară și n-am putut să mănânc o săptămână jumate. Gen, am stat pe perfuzie o săptămână jumate, nu înțeleg de la ce am făcut toxic infecție alimentară. N-am mai făcut mâncare pe TikTok de atunci. De ce conținea? Cartof dulce, brânză camembert, nu era foarte tare. Deci felul în care ai scos zeama din lămâie, sunt, nu că impresionat, gen mi-ai schimbat viața. Doamne, dar așa stoace bunica mea. Nu cred că nu știa lumea. De nu, eu nu știam, uite, dacă mai sunt proști ca mine în comentarii să spună. Asta e un lifehack. Mai trebuie un puțin. Da? Iubitele, da, le putem lăsa încă vreo 5 minute lejer. Bun, bun. Deci ce faci cu frecătorul meu de cafea? Facem suc. Wow, ce tare și vreau o sculă de asta. Ador, iubitul. Da, arată bine. Da, o să fie bun. Deci acolo e lămâie cu muștar și piper. Piper și sare și mă gândesc dacă să mai punem un pic de ulei de măsline. Hai să vedem cum arată legumele, first of all. Era să-mi cadă. Văd că eu le dropez aici. Dropează-le. Mi-a trebuit un pic mai mult talent. Vrei altă sculă? Nu, o să simt. Mă descurc, îmi place să mă chinui. Mă simt ca doamnele alea de pe TikTok care întorc cu gogoșile din ulei, știi? Cu mâna. Ok, și o să trească să folosim din nou sculata.
Băi, e mișto la cafea că-ți face spumă. Nu beau cafea, dar gen, uite, pentru salate mi se pare super nice. Cum să nu bei cafea? Nu beau cafea. Cum să nu bei cafea? Nu-s curioasă. Nu ești curioasă? Nu prea. Nici măcar frappe? Nu. Face doar așa, o schimbam. Cred că e foarte estetic, oricum. Aș pune un pic de miere, ai? Ți-aș deschide. Poți? Sigur. Hai că te descurc eu. Hai să vedem ce zice. What the fuck? Păi punem puțin și o tot gustăm, că nu vreau să stric, că mi se pare un pic cam acrișos sosul. Oricum arată altfel decât ce am gătit eu puțin. E ok, poate am pus puțin prea mult sos, dar am făcut-o de estetic. Rodia la mine era un pic mai... Da, hai să dăm vina pe Rodie, dacă nu-mi place. Bă, contează foarte mult, dar da, dăm vina pe ea. Hai, gustă tu prima. Eu îți dau ție furculița perfectă. Nu vrei să gusti tu prima? Nu, what the fuck, este la tine pe canal. Și să-ți dau de asta un pic mai făcută, asta e perfectă. Iubita. Sunt gata să fiu impressed. I-a făcut furculița perfectă, deci... Ea este furculița perfectă. Hai să vedem, eu n-am stat înainte, sper să fie ok. Doamne ajută. Ok, hai. M-am împlinat cu stânga. Nu știu ce ar trebui să se simtă. E vreo diferență. What the fuck, frate? Săracu. Îmi place. Serios? Jur. Ce-am gătit, gen, varza mea de Bruxelles era crudă. Ok. Asta ta mi s-a topit în gură. Ok. Cu sosul și cu Rodia. Efectiv mi-a plăcut, nu știu. Serios? Cum. Serios? Efectiv mi-a plăcut. Gust? Sigur. Ok, hai să vedem. Vezi că zic eu dacă e bună. Dacă nu e bună, gen, zic soto. Te soto. Mhm. Vezi? E bună. Chiar e foarte bună. Nu pot să cred, gen, scuze, n-aveam așteptări foarte mari. E și spicy. Îmi place. Mai vreau. Gen, chiar sunt nice. Și zic 100% dacă era broccoli crud, era și mai bună. Oa, dar e super spicy. Oa. Da, ai pus piper. Nu m-a jucat. Dar ți-am zis, trebuie o garnitură. Păi, na, cine o gătește, gen, probabil și-o face, dar... o friptură ceva, I don't know. Dar noi am făcut acum ca să demontăm un mit. Și l-am demontat. Foarte bun, uite, mai iau ca să mă creadă lumea. Acum, după ce o să plec, o să zic că nu e bună. Da, e bună, chiar e bună. Da, e super nice. Cool. Nu mă așteptam. Serios? Da. Bună. Chiar îmi place și mie. Și am fost impresionat, pe la urmă, de ea. De salată. De ea. Hai, cât terminăm salata asta aici, voi ne dați subscribe. Like la acest vlog și follow pe Instagram, pe TikTok. La Andreea Suciu, că mai facem salate acolo. Și la Alex Ciobanu, că o mai chem pe Andreea Suciu să vă facă salate acolo. Te chem la mine și facem la mine. Hai, ne vedem pe Instagram. Pa!